Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Panică la Suceava, un avion militar de război, da, a survolat, adică nu de ăla de transport, de război, a survolat orașul și a simulat, zic martorii, atacuri în picaj asupra mai multor instituții publice. A speriat oile lui domnul, da, Flutur. Așa, așa. Avionul s-ar fi făcut că se dă ba la hotelul Bucovina, ba la Casa de Cultură și chiar la ruinele Palatului Administrativ. Bă, da, știi că am văzut și unul de ăsta. Suceava smartpress.ro. Am văzut și unul la București. La Mall Băneasa. La Mall Băneasa, acum câteva zile. Ce zbura, cred că avea câțiva metri deasupra molului. Se dădea la mol sau... Se dădea la mol. Câțiva metri, avion militar? Bă, câțiva zeci de metri. Avion militar, uite așa era. Dar asta care e ideea? Era un avion de transport, nu cred. Era militar. Ce era, un avion cu reacție? Da, era de la micuț așa. Reacționa? Da. Eu cred că... Nu, vorbesc serios. Eu cred că tu ai văzut un Cessna... Nu era, nu era. Nu, cu nu, nu, două locuri care nu, se împărtea să aterizeze pe aeroportul Băneasa. Era avion militar. Era avion militar. Cum ți-ai dat seama? Avea tunuri? Era, avea și arcuri. Uite-mă de aici. Pe cuvânt de onoare. Să învârte cerc deasupra molului. Pe cuvânt de onoare, da, uite, n-am filmat lumea. O să caut pe YouTube să văd dacă a pus cineva. Sunt tipuri de avioane cu reacție militare, deci avioane de vânătoare. Nu mai încep fundul, că e grav. Stai. Sunt doar trei tipuri în România. MiG-21, ăla ca să vireze, ăla are nevoie, ăla virează pe la Ploiești. MiG-21 nu era, altceva. Și ăla când, scuză-mă. Altceva, zi altceva. Stai puțin, ăla când trece pe deasupra, așa, la câțiva zeci de metri, îți sar timpanele. Da, îți rupea. Mai avem F-16 care nu cred că aveau treabă pe aici, pe la București. F-16 era. Pe cuvânt de onoare, uite, l-am văzut acum. F-16 era. Și se învârtea așa. Da, se uite. Și mai este de acest... câte ori s-a învârtit? Mic avion. De vreo 4 ori. Deci da, vezi că era F-16, că asta are o anumită frecvență. Eu am unele îndoiel că s-ar fi aflat ceva, dar în fine, asta e, oricum, sau cel, poate că bucureștenii sunt mai neinteresați de avioane militare de vânătoare. La Suceava, însă, cunoscătorii au recunoscut ușor avionul. Dar care ideea? Adică ne pregătesc? Era un avion subsonic de atac ușor, cu reacție, atac clasic. Da. Și antrenament, așa, produs la Craiova, IARE, Șoim, IARE 99 Șoim. Șoim. Bine cunoscut. Da. Dar la Suceava, spre deosebire de București, poporul s-a speriat că n-a știut ce-i cu aviația. Asta. Și panicați, unii cetățeni s-au ascuns chiar sub copaci, platani. Au scris. Au zis că dacă s-au nu-i trăznește, nu sau ne ce? Vede, dacă nu ne vede, nu poate să ne atacă. Alții s-au băgat în ganguri, nu știi, la blocuri. Că ce? De stai la copac dacă vine avionul. Dacă vine, ce, avionul? Dacă vine avionul de vânătoare, da. Vânatul nu se ascunde. Avionul de vânătoare vânează. Vânatul se ascunde. Noi trebuie să luăm din natură. Plus corbură, dacă găsești corbură. Vizuină e perfect, dar e greu. Că trebuie să iei decizia repede. Și atunci, imediat, cum vezi ceva, fac ca auzi vizuină. Epitulit. Da. Sau alergi zigzag. Se știe și asta, de la iepure cunoaștem. Da. Alergi zigzag, dar trebuie să fii iute. Adică la noi, de exemplu, mai bine e cu copac. Mai bine la... Da. Și scorbura, vizuina trebuie să fie mai largă. Asta... Ca să nu rămânem, cum să spun, blocați de la jumate în afară. Puțin probabil, da. Da, ce, avionul la Suceava era, țineți-vă bine, o misiune de promovare a rolerii tinerilor în forțele aeriene române. Cum, speriindu-i sau cum? Da, deci ăla s-a făcut ca atacă, ia uite cum sunt. Și lumea, mă, ce tare să ne rolăm. Deci ai înțeles, Luca, ăsta era chichirezul. De-aia făcea ce făcea. Aviația militară chiar anunțase pe site-ul propriu încă din 20 mai că va face survoluri ale orașului ca să-și promoveze imaginea. Numai că sucevenii neatenției nu au citit site-ul forțelor aeriene române. Tu citești? Că normal, nu știi, eu citesc tot. Survolează ceva. Și armata și pompierii și poliția, da, că mereu o să fii preparat. Dacă să iei și mersul trenurilor. Vreun exercițiu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.